Potrivit anchetatorilor, în perioada 15-16 mai 2023, râmnicianul a sustras din mai multe centre comerciale din Luxemburg articole vestimentare și produse cosmetice în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Vâlceanul a fost prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, care a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore și încarcerarea sa în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.